De aici și până la violență a fost doar un pas. Văzând că situația a escaladat, fratele a intervenit între cei doi, dar a devenit ținta bărbatului. Acesta a luat toporul și a dat pur și simplu în cap. Omul a pus instinctual mâna să se apere și așa au fost sancționate degetele. El a ajuns la spital, iar fratele la poliție și a fost reținut. Polițiștii argeșeni au fost sesizați cu privire la o stare conflictuală petrecută pe raza localității Corbeni. Din verificări s-a stabilit că un bărbat de 33 de ani, din aceeași localitate, ar fi lovit cu un topor pe fratele acestuia, de 41 de ani, în timp ce se aflau la locuința celui din urmă. Cercetările au fost preluate de către parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș. Nu este la prima ispravă de acest gen pentru violențele aplicate femeii luna iunie. Anul trecut a ajuns din nou la poliție. Acum s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor și a primit mandat de arestare pentru 30 de zile.